Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Dimineții. O zi de luni, 5 februarie 2024. Mi-aș dori să citesc ceva, așa, pentru că suntem în luna iubirii. Iartă și dăruiește ca și când ai avea ultima șansă să o faci. Iubește ca și cum nu ar mai exista ziua de mâine. Iar dacă ziua de mâine totuși vine, iubește din nou. E așa o lună specială, pentru că e luna iubirii, februarie, insist pe idee, avem două zile dedicate iubirii, o zi de împrumut, 14 februarie, dar avem și dragopetele, a nostru, a românilor, în 24. Ar fi frumos să reușim măcar așa, în preajma acestor zile minunate, să învățăm să iubim, să dăruim iubire. M-am tot gândit eu, dacă e luni, nu se poate să fie altfel decât cu Nicol Ebner. Bună dimineața, Nicol! Bună dimineața, soare! Bună dimineața, dragii noștri! Cum e luna februarie pentru tine? Apropo de iubire, eu nu sunt genul de om care sărbătoresc la comandă, cum s-ar spune, știi? Da. Că e un fel de hai să iubim în data de, hai să iubim în data de, hai să mâncăm în data de, hai să ne certăm în data de, hai să, știi, acum am făcut niște paranteze. Sentimentul ăsta de iubire ar trebui să fie în permanență în sufletul nostru, știi? Până și Iisus și Dumnezeu spunea, nu, iubește-ți aproapele. 14 februarie este o aniversare, este un eveniment comercial, dar tot e bine că a apărut, că eu sunt convinsă că a apărut tocmai din necesitatea de a arăta măcar o dată în an că îți iubești prietena, că îți iubești soțul, soția, mama, bunica și așa mai departe, cu toate că e ziua îndrăgostiților. Dar cum ați văzut, sunt atâtea perechi, după 50 de ani de conviețuire, unde încă mai există acest sentiment de iubire care s-a transformat în respect reciproc. Deci, ți-am zis, nu sunt adepta unor astfel de sărbători, dar să dea Dumnezeu să fie cât mai multe, că poate așa unii dintre bărbați sau unele dintre semenele noastre au posibilitatea să-și exteriorizeze sentimentele, știi? Da. E un motiv, avem un motiv în plus de să ne arătăm iubirea. A da o inimioară, a da o floare, a da un parfum, o cină romantică, știi, chestii de genul ăsta. Și, nu, dacă ei nu știu altfel să-și exprime sentimentele și dacă iubirea nu este în fiecare zi în sufletul lor, e bine că măcar o dată sau, uite, de două ori pe an la noi, că noi românii suntem mai cumoți, avem posibilitatea să facem lucrul ăsta. Deci, să fie cu noroc. Doamne ajută! Cu noroc a fost și ziua de sâmbătă, dragii mei, așa cum noi am promis și, în general, eu și Rosi, când promitem ceva și facem, mai sunt excepții de la regulă când nu ne prea iasă, am fost la Decebal sâmbătă să vedem ce au făcut decebaliștii. Au fost gazde, dragii mei, știți, am avut săptămâna trecută alături de noi, aici la Dale Dimineții, pe domnul profesor Sorin Stănculescu și pe Eliza, una dintre... Eliza! Da, Rosi, bună dimineața, mă corectează Luiza, nu, e Eliza Curta, una dintre fetele care, una dintre elevele care a fost în organizarea la tot ce s-a întâmplat acolo la Decebal. Îl salutăm pe domnul director Marin Florin Ilie și e alături de noi, îl vedem live. Bună dimineața, domnul director, felicitări pentru susținerea pe care le-o arătați mereu elevilor. Vă așteptăm alături de noi și cu alte noutăți. Rosi a pregătit materialul.
Mulțumesc, Rosi, și lăsăm să meargă materialul pentru că chiar merită să vedeți ce au făcut elevii noștri sâmbătă. O atmosferă, Nicolae, să fii impresionată. Am văzut adevărate galerii acolo, adevărată susținere și... Păi mi se pare normal că fiecare, deci a fost o atmosferă. Am mers cu Rosi, am zis că nu stăm, n-am mai vrut să plecăm de acolo, atât de mult ne-a plăcut. Ne-am pierdut, să spunem așa, printre părinți și elevi. O să vedeți despre ce e vorba. Am întâlnit acolo oameni speciali. La 3, 2, 1, cred că ar trebui să tac, să putem asculta interviurile pe care le-a luat. În imagini erau decebaliștii, se pregăteau să intre în meci. Uită-te la ei, sunt de-a dreptul minunați. Păi, stai seama că și prezintă propriile creații. Fiecare echipă este cu invenția, știi? IT în robotică. Așa și... cum am promis, aici. Suntem aici la Decebal astăzi, o desfășurare așa de forță, plin de elevi, agitație. Cum e parcursul acestei zile? Sunt pregătiți elevii? Sigur, am întâmpinat mici dificultăți, că nu pot să încep așa cum trebuie întotdeauna, dar acum ne bucurăm că am intrat în ritm, că suntem exact în program și lucrurile se desfășoară chiar cum trebuie. Mai trebuie ca echipele să intre pe teren în cel mai scurt timp și să înceapă acea competiție frumoasă în care încep galeriile, încep emoțiile și vom juca frumos. Sperăm să ne încadrăm în timp pentru ca toată lumea să poată să plece atunci cât este nevoie și să fie frumos, să ne distrăm, să ne simțim bine, să fie fantastic. Ce așteptări avem de la concursul de astăzi? Ce ne dorim? În primul rând să iasă foarte bine și toată lumea să fie mulțumită de ceea ce joacă. Da, s-ar putea să fie niște lucruri pe care, inerente, dar să nu ne supărăm că n-au ieșit lucrurile bine, că nu se fac lucrurile cum trebuie. Avem ajutorul unor echipe de jurați foarte buni, referii foarte buni, și sigur va merge totul ca pe ață. Și asta e cel mai important. Și ceea ce vreau să spun este că echipele noastre, de la Boboci până la cei mari, s-au mobilizat extraordinar și cred că va ieși un eveniment extraordinar, foarte frumos. Și felicit pentru treaba asta. Matei, o nouă competiție, suntem pregătiți să-i batem. Pe cine batem, ce ne dorim de la ziua de astăzi? Ce vă doriți voi, odată ca organizatori și odată ca concurenți? Păi, în primul rând, cred că mi-aș dori ca Bobocii, pe care am reușit să-i înrolăm în echipă anul acesta, să învețe cât mai mult de la competiția asta, să reușească să se descurce cu robotul pe teren cât mai bine, dar cel mai important este să reușim cu organizarea. Momentan încă suntem bine pe timp și am reușit să aducem 14 echipe astăzi aici și fiind ultima întâlnire de robotică de acest gen din regiunea noastră, sperăm ca toată lumea să se pregătească cât mai bine aici, să aibă meciuri cât mai bune la regională și să demonstrăm lumii cât de bună e România și regiunea noastră în principal. Cu ce gând ai început această manifestare? Tu ești în an terminal, așa-i? Da. Cu ce gând, când ți-ai făcut calendarul pentru acest an, care a fost primul tău gând când ai început organizarea acestui eveniment? Păi, mi-am dat seama că trebuie să las ceva în urmă. Fiind în an terminal și pentru că mi-am petrecut o mare parte a liceului aici la robotică și mi-am făcut extrem de mulți prieteni, mi-am dat seama că e ceva extrem de frumos care trebuie să meargă mai departe. Așa că ne-am gândit că trebuie să organizăm întâlnirea asta, în primul rând pentru restul comunității din țară și din regiune, dar cel mai important poate pentru ceilalți copii care sunt acum a noua și vin să ne ia nouă locul, să ducă mai departe numele de Decebal Tech, de cine de robotics și al Colegiului Național Decebal, cât mai departe în țară și în lume, practic. Noi am povestit despre competiția de astăzi, ne-am întâlnit la matinal. Care ar fi impresiile de când ne-am despărțit și până la momentul ăsta? Cum îi simți pe cei care au venit din alte părți aici la tine acasă?
Simt că se distrează, simt că se simt ca acasă, cum ar veni. Adică avem inclusiv din Caraș Severin, avem de la Timișoara, avem din toate zonele din jurul nostru, din regiune. Iar aceștia au venit, fie că au venit aseară la ora 9, fie că au venit ieri la ora 9 dimineața și au fost cazați, sau acum, de dimineață, toți se simt bine și sunt energici, surprinzător de energici. O să vedeți că aici este o atmosferă super. Se vede că echipele se pregătesc, au făcut, să spunem, un fel de antrenament, așa l-aș traduce eu pe limba mea, ei se antrenează. Ai văzut ceva special la ceilalți veniți din altă parte care ți-a atras atenția? Mi-a atras atenția modul în care ei aruncă avioanele, deoarece dacă bine am povestit în matinal, am zis că este și o parte de aruncat avioane, nu mai știu, o să se fie văzut. Iar acestea se descurcă, le merge foarte bine, avioanele merg foarte lin și nu este ușor un avion de hârtie să fie lansat de un robot, însă este fantastic. Care sunt gândurile tale astăzi? Că până competiția nu e chiar în toi, dar cu ce gânduri intri în competiție? Pozitive. Să meargă totul bine, deocamdată ne-am organizat foarte bine, totul este la rând, la zi, cum ar veni, și respectăm programul. În câteva minute încep meciurile și abia așteptăm să vedem cum vor decurge. Regă, întoarce-mi la gata, în 3, 2, 1! Și echipele au început, vedem cum au început să pună în autonomie. Vedem la pasul, pe partea de softboarder, care au reușit să pună pilotul. Dark Energy se mișcă și ei, au încercat să pună și au reușit să pună pilotul. Două pilotului! Dacă nu este greșit pe zona roșie, hai să vedem softboarder. Softboarder și-au derămat pilotul de pe terenul ce tragedie. Și totuși avem 4 pilotul marcat. Și acum începe perioada de... Vedem cum Dark Energy pilotul, foarte interesant. Suporterul se mișcă repede și își replicează pixelii pe decor. Deci, poate are dificultăți la înaintare, se pare că e timpul lor s-au dat bomba, nu? Vedem cum este că încearcă să se deplaseze în zona de decor, nu e clar. Și suporterul puntează din nou, vedem un avion pe teren. Deci, poate încearcă să ia din zona de intri. Și pentru suporter, nu știu ce se întâmplă, au foarte mulți fixe de mai mori. Hai să vedem cum evoluează meciul. Viste, încă nu au reușit să îndepărteze de zona pilotului. Și suporter, nu știu ce se întâmplă, nu mai mult fixe. Deci, poate se miște spre zona de record, cu fixe de mizei. Dark Energy reușește mare să fixe pe record. Dark Energy puntează un fixe de record și un fixe la mine de jos. Suporter, un pixel și un pixel cate de record. Cum ești destul de strâns? Dark Energy a cedat pentru deci la din cate ei nu au reușit să punteze. Hai să vedem. Dark Energy nu știu să punteze din nou record, un pixel. Soft Orders și-a blocat de lute un avion roșu. O, și la alții multe. Soft Orders și să ia din nou de pixel, de din Dark Energy nu știu. Și a început NA-ul. Haideți să vedem dacă echipa reușește să ridice avioanele, din păcate nu. Haideți să vedem însă dacă reușește să se ridice în timp pe... să se suspende. Dacă reușește să se suspende. Vedem o strategie interesantă. Viste de ce nu se agață. Oare nu reușește să se ridice până la finalizarea meciului. Încercăm. Haideți să vedem dacă... Deci o altceva de ce se agață la echipă, dacă reușește să se ridice. Bine ați venit la Deva, bine ați venit la Decebal. De unde ești? Din Craiova, de la Colegiul Național Frații Buzești. Cu ce gânduri ai venit astăzi la Deva? Păi am venit să ne ajutăm colegii, pentru că și ei ne-au ajutat la competiția organizată de noi la Craiova și i-au ajutat și pe ei la competiția de la Timișoara. Și am venit să ne distrăm, să facem treabă bună și să avansăm la etapa regională. Ce face roboțelul vostru sau roboței voștri astăzi? Anul acesta robotul nostru trebuie să colecteze niște forme sub formă de pixeli, de hexagon, să zic, pe care trebuie să-i pună pe tabla aceea pe care o vedeți pe teren.
Robotul nostru momentan se află pe locul 4 în clasamentul regional și sperăm doar să ne îmbunătățim rezultatele de până acum și să vedem evoluția noastră. Avem și o invitată. Cum te simți astăzi la Decemal? Cum te simți astăzi la Deva? Mă simt foarte bine. Abia așteptam să venim aici cu echipa, adică deja suntem în ultimul meet și abia așteptam să fim aici și deja am organizat tot parteneriatul ăsta de ceva vreme și chiar mă bucur să văd această finalitate și atâtea echipe pasionate de toată activitatea asta, să le văd toate adunate aici și chiar mă bucur că suntem atâția de mulți astăzi. Roboțelul tău ce face? Roboțelul vostru? Cum v-a explicat și Bogdan mai devreme, avem tema asta care robotul ia niște pixeli și îi pune pe backboard momentan. Așteptăm și noi să vedem ce rezultate urmează să avem, să ne ducem mai departe și la regionale, să sperăm la națională. Deci... Dar marea realizare e distracția astăzi. Vă văd normal. Astăzi, pentru asta suntem aici și împreună cu Soft și împreună cu Decebal, suntem aici organizare și chiar abia așteptăm să vedem cum acest eveniment o să se adune și o să fie frumos. Aici! Nu există nu! Lasă-o mână! Am înțeles că tu ai fost, ai plecat, te-ai distrat, te distrezi în continuare și totuși nu renunți, te întorci alături de cebaliști. Cum îi vezi pe ei astăzi, gândindu-te la cum erai tu când erai ca ei? În primul rând, posibilitățile pe care le au sunt mult mai mari și nu se mai lovesc de aceleași probleme pe care le avem noi. Dar până la urmă îi văd și mă văd pe mine, pur și simplu, cum eram la vârsta lor, clasa noua. Și mă bucur foarte mult că încă există această putere să încercăm să schimbăm, să facem ceva nou, să inovăm. Până și la după cei 7 ani care am participat eu. Și sunt foarte mândru de ei și niște copii extraordinari care continuă să lucreze și să vină și să facă, chiar dacă poate punctajele sau anumite momente nu sunt foarte prielnice. Dar eu unul sunt fericit și sunt foarte mândru de ei și de ceea ce fac. Vorbim cu mentorul echipelor de la Decebal. Cum te-a ajutat activitatea în cercurile de robotică? După ce ai plecat, te-a ajutat? Da. În momentul ăsta eu sunt student la Politehnică la Cluj, pe partea de robotică industrială mecatronică și m-a ajutat extraordinar de mult, inclusiv domn profesor, și tot ceea ce am făcut aici m-a ajutat mai departe să înțeleg și să, până la urmă, să-mi găsesc viitorul pe care l-am ales în momentul actual. Și apoi, în front, se anunță revize, aceea se mișcă foarte repede pentru acesta. Hai să vedem dacă se mișcă. Foarte bun. Până din cineva noastră, mi se apără foarte bine. Și au luat încă primul mozaic roteci. Primul mozaic pe varianța roșie. Cu necesitări de inglesi foarte dinamic. Încă doar pe se vedea tot la aia care a fost la fruște. Vedem cum Să vedem dacă și la
pentru a pune puntele și vedem cum unul de la viața noastră se strădice foarte o întâlnire cel puțin inedită, suntem astăzi la Roboței. Eu mă așteptam să vă văd în costum popular și încolo ce facem? Dăm tradițiile pe robotică? Nu dăm tradițiile, robotica și tradițiile merg mână în mână. Aici sunt în calitate de părinte, fiul meu este unul dintre concurenți și am destule emoții fiindcă ei se bat pentru locul 1 și așa că ținem pumnii și haide Hunedoara! Mi se pare normal să ținem cu tot ce vine nou pe lumea asta și e impresionant că țineți pasul cu tot ce înseamnă nou, domnul primar. Cum v-ar ajuta pe dumneavoastră robotica în comună? Viața de acum înainte n-o să poată merge fără roboți. Cine crede că de acum înainte vom putea trăi fără roboți este un naiv. Și de aceea am susținut și susțin toți copiii și de la mine din comună și din Hunedoara să meargă spre roboți, spre tehnică, fiindcă tehnica înseamnă viitor, înseamnă susținere financiară, înseamnă orice imagine, înseamnă susținere. Deci fără tehnică nu vom putea susține. În același timp, nu trebuie să uităm nici tradițiile. Domnule profesor, ne reîntâlnim de data asta la Deva. A fost un meci strâns, v-am lăsat să trăiți momentul. Ce faceți? Cum vă simțiți? Cum ați pornit 2024? Ce așteptări aveți de la echipă? Am pornit bine, avem așteptări mari, sper să ni se și îndeplinească. Sunt aici cu copiii, am jucat primul meci, a fost un meci dificil, cu doi adversari puternici. E posibil să-l pierdem, dar nu-i nimic, mergem mai departe. Ce planuri aveți pentru 2024? Care sunt realizările, targetele, task-urile pe care vi le-ați dat? Sunt multiple. Pe lângă competițiile de robotică în care ne-am implicat aproape total, avem o mulțime de alte proiecte de natură științifică și tehnică care sunt acum în derulare. Țintim din nou pentru ISS, să sperăm că ne iese și de data asta. Cu alte cuvinte, facem! Noi vă așteptăm alături de noi la Hunedoara 1 TV să ne încântați. Vă așteptăm la un matinal. Vă luați echipa și veniți la matinal. Cu drag! Am revenit în studio, dragii mei. A fost o zi de mare bucurie pentru mine și pentru Rosi. Așa cum am spus, a fost o atmosferă incendiară. Ce lipsește din acest material sunt premiile, anume nu le-am dat, pentru că, așa cum am spus și pe material, îi așteptăm și pe cei de la Hunedoara și pe cei de la Decebal, pe Matei, pe Eliza și pe încă doi sau trei dintre boboceii de la Decebal, să vină să ne povestească cum s-a încheiat competiția, să ne arate diplomele, cine ce și să vină cu imagini de la finalul competiției. Nu întâmplător n-am dat finalul. Inedit, așa cum am spus și la început, un primar de comună implicat așa în robotica de la Hunedoara. Voiam să-ți spun că, de fapt, îți amintisem când ne uitam la material, că primarul comunei Lelese este un vizionar pentru zona lui, apropo de tradiții și de modernitate și de viitor. Comuna Lelese, dacă nu mă înșel, a fost printre primele, dacă nu chiar prima comună din județul Hunedoara care a avut internet. Erau mulți plecați, mulți localnici plecați în străinătate și a putut să creeze astfel o relație, legătură. O legătură între cei care au rămas acasă și cei care erau plecați. Avea câteva calculatoare la bibliotecă și era cu programare, deci foarte fain. Și de asemenea, încă de acum mulți ani,
Mi-aduc aminte că era în tratative pentru realizarea unui câmp eolian, deci de atunci avea o viziune vis-a-vis de energia verde și de a face economie, pentru că dacă stau bine să mă gândesc, comunalele se este pe o suprafață foarte mare, dar cu foarte puțin localnici, vreo 500 dacă sunt. Dar, da, iluminatul public și așa mai departe, îți dai seama că ar fi făcut economie. Dar cum regulile se schimbă în timpul jocului și la noi și la alții, proiectele pe care și le-ar fi dorit implementate nu s-au putut implementa la vremea respectivă, dar asta nu înseamnă că între timp n-a făcut. Și jos pălăria că, uite, te gândești din mediul rural, susții viitorul în lume, știi, cum ar veni, exact cum spuneam, robotii industriali și nu numai vor fi de mare ajutor pentru evoluția societății. Și felicitări și pentru părinții care își susțin copiii în astfel de activități, pentru că majoritatea, din câte am înțeles eu, își fac cu bănuților, dacă nu au sprijin din partea primăriilor sau din partea unor, dacă nu își găsesc sponsori, știi? Pentru piese, pentru... E nevoie de... E foarte greu. Bănuți. E foarte greu, tocmai de asta, dar... Felicitări și pentru școlile care, uite, creează un cadru pentru desfășurarea unor astfel de activități. Felicitări și pentru părinți și felicitări pentru copii, că au drag de... Și să vezi, Ineditu, ce n-am știut și o să-i rog pe cei care vor veni de la robotică, indiferent de la Decepa, al Hunedoara, că sper să-i aducem în curând la matinal, la dale dimineții, poate reușesc ei să facă un roboțel. Eu tot sper că până la urmă un roboțel din ăsta de-a lor mă va pudra în direct la dale dimineții. Deci, se chinuie, acum au la început. Dar să vezi că copiii au dat un atestat pentru a putea participa. De la începuturile acestor concursuri și până astăzi există un manual al competițiilor pe care trebuie să-l respecti, să-l înveți din foarte multe puncte de vedere. Nu e nimic organizat haotic și nu poți să le organizezi, nu faci numărul acela de puncte să poți să urci în clasament. Toate competițiile astea îi ajută. E pe lângă faptul că ei se antrenează, se întâlnesc, așa, marele câștig până la urmă e atmosfera. Și echipele și desemnarea echipelor care vor reprezenta România la competiții robotică. Vreau să ne salutăm telespectatorii care sunt alături de noi și cei care sunt acasă în fața televizoarelor și se pregătesc să plece la serviciu. Vedeți că plouă, e cald, e bine, dar plouă, așa că să nu vă uitați umbreluța. Cei care sunteți online, Adrian Mureșan, o să premiez, o să fac un joc până la urmă, trebuie să găsesc o formă de concurs să ne premiem telespectatorii fideli, așa cum este Adrian Mureșan. Mulțumesc că emisiunile noastre sunt pe sufletul dumneavoastră, sunt de la Hațegana, îl salut pe domnul Enea Vasile. În curând ne vom vedea cu domnia sa aici. Pregătește o surpriză pe 3 martie acolo la Hunedoara. Îl așteptăm pe când e organizarea așa bine făcută și deja a pornit spectacolul cu pe linie dreaptă. Îl așteptăm să vină alături de noi să ne povestească despre ce este vorba. Daniela Enea, bună dimineața, Daniela, și mulțumim că ești alături de noi încă îți duce în dorul plăcintelor. Virgil Sevastru ne spune bună dimineața, soare, mulțumesc. Presupun. Edi Nicolae Hinț, Edi ne spune bună dimineața și noi te îmbrățișăm, nu știu dacă ești plecat sau ești în Deva, dacă ești plecat să ai drumuri bune și dacă nu ești plecat tot drumuri bune să ai și o să ai o zi minunată. Mulțumesc tuturor celor care sunt alături de noi.
Nu mergem prea departe, rămânem așa în atmosfera asta de haslie, să spunem așa. A fost o săptămână cu, nu știu, zici că politicienii ăștia, în loc să o iei înainte, o iau înapoi. Nu mai înțeleg nimic ce se întâmplă. Eu una nu înțeleg, dacă eu nu înțeleg, nu cred că cetățenii mai înțeleg ceva. Au apărut în spațiu public săptămâna, pe sfârșitul săptămânii trecute, câteva chestii foarte interesante, peneliștii ei și de la București și deci de la Deva, s-a trezit un consilier local să fie mai strong decât fiertatul care a decedat în 89, la comanda cui sau cine i-a dictat acea hârtie. Știi despre ce este vorba? Știu despre ce este vorba. Știi? Și chiar a fost foarte interesantă hârtia pe care a făcut-o să nu mai aibă cetățenii dreptul să participe la ședințele. Nu știu, dacă stau bine să mă gândesc, e pur și simplu o aiureală și el, ca și consilier local, ar fi trebuit să știe că dacă vrea ca proiectul lui să intre pe ordinea de zi a ședinței, trebuie să mai fie susținut, semnat de încă 6 consilieri. Deci ar trebui să fie 7 inițiatori, da? Ai unui proiect de hotărâre ca să intre pe ordinea de zi. Este așa, hai să ne aflăm în treabă. După cum știi, în ultimele luni, primarul Florin Oancea n-a mai participat la ședințele de Consiliu Local, care sunt oricum online și pot fi văzute de toată lumea. Numai că nu poți să spui păsul, că și dacă scrii acolo ce scrii, n-are cine să-ți răspundă, știi? Bun, deci nu mai vine pentru că vin cetățeni cu probleme. Vine un Emanuel Clej, vin locuitorii din blocul care și acum, de anul trecut, de un an de zile, nu au lift. Și la fiecare ședință vin și ridică probleme. Uitați-vă ce se întâmplă acolo, uitați-vă ce se întâmplă acolo. Cine plătește pentru proiectele nefinalizate, da, cu finanțări europene, primăria, adică contribuabilul, se ridică niște probleme foarte serioase. Și atunci ce s-a gândit unul dintre liberali? Ia să mai facem stop. Adică la ședințele noastre pot să participe miniștrii, da? Secretar de stat, Cutărescu, ce treabă, arătați-mi eu un ministru care a venit la ședința de Consiliu Local în Deva să ia cuvântul. Hai să avem pardon. Iar cetățeanul e reglementat prin lege. Sunt publice. La sfârșitul ședințelor de consilii locale, cei care au probleme pot să-și ridice, să discute problemele respective, că de aia e parlamentul local, consiliul local, da? să te asculte și să știe despre ce este vorba. În condițiile în care tu, ca și consilier local, ar trebui să ai grijă de zona care ți-a fost atribuită, pe care să o controlezi, și problemele din zona respectivă pe care tu o monitorizezi să fie aduse în ședințele de Consiliu Local și să se transforme în proiecte de hotărâri de Consiliu Local în beneficiul comunității respective. Adică străzi asfaltate, curățenie, bănci reparate sau înlocuite și altele și alte probleme ale comunității. Da? Și vine monsieur mare liberal și zice stop, nu cetățenii, mai gata cu cetățenii, că va ajunge cât ați discutat, va ajunge cât ați povestit, va ajunge câtă libertate aveți. Stop! Numai miniștrii, numai secretarii de stat, numai Cutărescu, voi nu! Parlamentarii, draga mea. Și parlamentarii, hai să avem pardon. Dar pe parlamentari cine alege? Dar pe ăștia care dau interdicții, cine alege? Dar probabil n-aveau în portofoliu personal o poză din Consiliul Local, că lipsa la albumul de familie.
Ce? Stai că nu pricep ce vrei să zici. Păi nu despre asta e vorba, să ne facem poze. Ah, cu poate poze. Poate lipsia tu, mai este o poză. Tehnică, mai este o tactică, pentru că acest consilier local în ultimii 4 ani n-a prea ieșit. El iese așa în campanie electorale, știi? Și pe vremuri făcea parte chiar din echipa de elaborare a strategiilor și de pe, pe vremuri. Da. No, acum omul n-a mai ieșit în evidență și zice, hai mă, că acum scrie toată presa despre mine, acum aruncă toată lumea cu pietre în mine, aruncă, știi, pe principiul americanilor. Și cum publicitatea negativă e tot, tot publicitatea e. Sylvester Stallone sau nu știu care dintre, care dintre actori când a primit premiul Zmeura de aur. N-are importanță. Principalul e. Da, sigur, important că se vorbește de bine, te-a doi rău, important e că se vorbește, știi? No, pe același principiu și Mircea Muntean. Să vezi că dacă stai de vorbă cu el, are aceeași replică de ani de zile. Și ce-i dacă mă critică ăia și ăia? Important e că se vorbește despre mine. No, așa și cu ăsta. Te-au liberalii ăștia așa un stil de... Dar... Nu s-o fi gândit care sunt repercursiunile, știi? S-au lăsat duși de val sau mă mai gândesc și la altceva, știi? Ei au impresia că chiar sunt burie cu pământul și fac ce vor și ei stabilesc regulile, legile. Nu uite că Bucureștiul le trage la scăfârlie așa câte un bobârnac din ala de pe unii a amețește, fost o lovitură de imagine pe unii pentru... amețește rău de tot, pe alții trezește, știi? A fost o lovitură de imagine, șoc, pe sfârșitul de săptămână, ziua de vineri, pentru conducerea liberală hunedoriană, pe când și-au făcut jocurile la masă și și-au împărțit cărțile. Au crezut că ei tăie și spânzură, știi, sunt jupânii. Nu știu ce, cine și de ce, parcă a fost cu dedicație pentru județul Hunedoara. Nu știu cum nu i-a ieșit doamnei deputat, nu știu că în ultima vreme nu i se mai arată la doamna deputat, dar niciun joc nu-i mai iasă. Eu personal mă tot gândesc ce se va întâmpla în acea zi în care domnia sa va descoperi că e singură, pentru că noi tot am încercat să, eu cel puțin tot am încercat să-i atrag atenția, primarii au părăsit-o. Au părăsit și... Tu faci politică? Așa, da. Primarii au plecat, pe limba ei piere. Și cum îți așterni, așa dormi. Ce crezi? Primarii că au plecat la PSD? Să știi că nu știe. Nu, hai, lasă-mă. Adică cum Nicole, îi hâșâie ea din partid, îi marginalizează, Nicole, face ea eu legile, nu face ea și eu spui nu că pot nu să știe. Cred că un om care vede că își risipește și își împrăștie singură toată organizația, chiar e conștientă de ceea ce face. Deci, eu ascultă, nu vreau să cred că poate exista atâta răutate. Atunci n-are ce căuta în politică. Mă, Ioana, lasă-mă în pace. Cum Dumnezeu să nu vezi că toate prostiile pe care le faci se răsfrâng asupra organizației. Dar din cauza ceea ce fac unii, printre care și cei din Hunedoara, Bucureștiul a luat decizia care a luat-o, pentru că îi determină să suporte consecințele propriilor fapte. Știi? Și este normal ca Bucureștiul acum, când se trezește, când își dau seama că pe repede înainte vor avea loc alegeri, trebuie să facă ceva să se revigoreze. Păi stai să vezi că e numai începutul. Și ce s-a discutat se va întâmpla, deci organizațiile cu rezultate slabe, mai slabe decât cele de la județ sau mai slabe decât alea de la nivel național, vor fi dizolvate, deci pa actuală conducere, pa și pusii, salutare, ne vedem la anul sau ne vedem în alt partid eventual, una la mână, a doua la mână, stai că dacă a spus...
liderul de la București, că președinții organizațiilor județene să-și asume și să candideze la funcția de consiliu, de președinte al Consiliului Județean, s-ar putea să, nu, să se poată strecura, să aibă o portiță și să-i rămână posibilitatea liderului județean să candideze la primăria de municipiu. No, și ce te faci? Ce te faci? Gândește-te că și doamna Vetuța Stănescu și domnul Călin Marian și-au făcut și-au început campania pentru posturile pe care și le-au dorit ei, da? Domnul Călin Marian pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, doamna Vetuța Stănescu pentru încă un mandat în Parlament. De astea îi se rupe ei de organizația prea, județeană, pentru prea că avea nevoie nici doar de susținere, că dacă prind un post liberalii în Parlament, de deputat, să fie al ei și atâta tot. Ei, iată că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Felicit conducerea județeană. Nu știu cât vor fi de consecvenți. Dacă erau de la UDMR, era clar că se va aplica ceea ce s-a spus, ce s-a hotărât. Dar așa cu politicienii din România am rezerve. Nu știu, n-o văd de o la văd Național. Pe doamna ideea Vestuța Stănescu bătându-se cu domnul Laurențiu Nistor pentru Consiliul Județean. O să fie cel mai tare. Asta o să fie meciul secolului. O să-i bată pe meciul de la decebaliști. Eu de-abia apuc să văd atmosfera. Sunt curioasă cine o să fie în galerie și faceți un exercițiu de imaginație. Ați văzut ce galerie au copiii la Decebal? Eu nu știu ce galerie va mai avea doamna Vetuța în meciul direct cu domnul președinte Laurențiu Nistor. Îmi imaginez. Am văzut acum, după atacurile pe Facebook între domnul prefect și domnul administrator public, cum a ieșit garda, directorii de instituții, managerii au ieșit, au pus punctul pe ei, s-au mobilizat. Îmi imaginez o galerie, știi? Are, clar, acolo există galerie. O știm deja, au făcut o demonstrație de forță. Aci la doamna deputat, nu, asta e o problemă, că mi-l imaginez pe Ovidiu Boldor, pe Dâlv, na, cum o să țină piept acești tineri cu adevărat unor instituții, unor manageri cu experiența pe care i-are domnul Dar președinte. Dar nu trebuie să ne facem noi probleme. Nu fac nicio problemă, no, eu făceam un exercițiu de imaginație ca de distracție, adică îmi imaginez gareliile. Mai bine să nu ne imaginăm, mai bine să așteptăm să vedem cum se derulează lucrurile. Dar stau și ce mă gândesc este acum, nu, că dacă nu știu pe ce, pentru ce funcție va candida domn prefect. Dacă se duce la Parlament în locul doamnei Vetuța, s-a dus cu prietenia. S-a zici dus. Na, acum. Și tu. Acum. Păi tu nu-ți dai seama. Dar încă o dată spun felicit, pentru că Bucureștiul și-a dat seama că este singura modalitate, singura modalitate de a împărți cuibul. Nu de a împărți cuibul, singura modalitate de a-i mobiliza, să facă ceva. Cu ce să-i mai mobilizezi, păi dacă no, nu s-au mobilizat atâția no ani, să fim serioși. Rosi, no, câte asta minute mai avem? Zilele sunt numărate în funcții, până în până funcții, la, nu, până la să nu se înțeleagă 12 altceva minute, zice Rosi. Dragii mei, va fi foarte interesant. Putem măcar să ne imaginăm, o să tot povestim despre asta dacă se vor comasa alegerile. Va fi o campanie foarte interesantă, pe repede înainte, nu știu ce i-au lovit, foarte mulți primari care până acum au tot lălăit-o că își pierd funcțiile, vor alege calea cea dreaptă. Acum vedem care căi, calea că deja se da, care, no, care va nu fi calea. Nu, va nu, fi calea cea mai netedă, nu cea dreaptă, mai interesantă, cea mai netedă, cea mai asfaltată, că tot au făcut Consiliul Județean, spun că au asfaltat aproape 400 de kilometri de drumuri în județul Hunedoara și fiecare primar bate acel
asfalt. Om trăi și om vedea. Eu în continuare îmi doresc, mi-aș dori să fiu o musculiță, să pot să o văd pe doamna deputată în ziua în care va realiza că a rămas singură. Nu cred că e conștientă încă despre tot dezastru care s-a întâmplat în organizația PNL. Atunci îmi mențin punctul de vedere, înseamnă că n-are ce căuta în politică. Scurt. Acum că are sau nu ce căuta în politică, păi, nu e... Să nu vezi ce faci. Păi, nu, eu m-am întâlnit cu domnia sa la o lansare, la o conferință de presă, aici la Deva. Nu are, că chiar mi-a spus, îmi asum. Adică nu cred că realizează dezastru pe care l-a făcut și l-a creat în jurul domniei sale. Știi când la fel ca și primarul de la Deva. Când ai în jurul tău doar oameni care îți spun ce bun și ce frumos ești, ajungi să crezi anumite speech-uri. Îl văd pe primarul Florin Oancea din ce în ce mai întunecat, din ce în ce mai nervos, e de-a dreptul obosit, dragul de el. Eu nu înțeleg de ce nu-și vede de viața lui, cu toată sinceritatea spun, de când a venit la primărie e tot mai bolnav, e tot mai pe de pastile. De unde știi tu că e bolnav? Nu vezi că mereu nu-l găsești niciodată nicăieri. Păi nu omul are face drumuri de București. Da. Trebuie să facă rost de bani, că mâine poi ne rămâne fără bani la primărie, pentru că trebuie să plătească din bugetul Nu-și mai bine își vede el de viața lui. Nu, asta nu hotărăști tu. Fiecare hotărăște drumul pe care apucă. Eu sunt așa de treabă, chiar îmi pare rău. Când vezi că nu poți, de ce nu te duci acasă? Nu, păi am înțeles că face cursuri la un seminar de teologie. Nu, omul poate încearcă să se reguleagă. Bărbalul Rosi, el sau șoferul, ești convinsă? Nu, acum vedem. Nu fi ce răi, e poveste vechea cu șoferul. Nu, treaba cred e... Cred că a uitat-o și domnul Pitulescu. Treaba e foarte faină. Tot vineri la Hunedoara am comemorat o legendă a sportului românesc, Mișa Klein, 31 de ani de când a plecat dintre noi, dar momentele pe care galeria Corvinului le creează de fiecare dată sunt, dragii mei, fără cuvinte, merită să-i vedem și să ne bucurăm că măcar cineva are galerie. Rosi, te rog, materialul de la Hunedoara. Mai gândește-te la faptul că majoritatea suporterilor sau unii dintre ei nici măcar nu erau născuți când Mișa a plecat dintre noi. Vreau să spun că Mișa este o legendă și cred că și peste alți 30 de ani tot galerie tânără va duce mai departe povestea valorilor a lui Mișa. Spunea foarte frumos primarul municipiului Hunedoara, domnul Dan Bobouțanu, atâta timp s-a ridicat pielea pe mine, a fost o atmosferă incendiară. Spunea domnul primar că atâta timp cât se vorbește despre tine, înseamnă că existi în mințile, în sufletele oamenilor.
și că oamenii te iubesc și că n-ai să dispari niciodată cu adevărat atât timp cât oamenii vorbesc despre tine. Foarte frumos a spus. Administrația are un rol foarte important. Stadionul Michael Klein, statuie Michael Klein. În fiecare an, iată, comemorarea... Ia uite-te, ia uite-te. Da. Foarte frumos. A fost... un adevărat spectacol. Da. Misha Klein, să nu uităm de Ioan Andone. Am fost colegă cu amândoi. Cu Misha am fost în generală. Generală numărul 7 din Hunedoara. Era un fel de școală sportivă, dacă pot să spun așa. O pepinieră și de fotbal și de handbal. Și... Mișa de acolo a fost selectat și a ajuns unde a ajuns. Andone, Rednic și mai sunt Andone, foarte mulți, o parte dintre ei au fost la comemorare, amintește edilul Hunedoarei în sincron. Începuiește că era vremea când Mircea Lucescu stătea chiar la turnurile la geuri de lângă stadion și de mult n-apucam să mă duc pe stadion pentru că era arhiplin. Deci acasă, pe vremea lui Mircea Lucescu, Corvinu... Și vremurile au revenit, spectacol. Ai văzut că se joacă cu o casă de drepte închise. Da, și n-aveai loc să mâncau semințe, să arunce semințele pe jos. Erau toți plini, cocile de semințe numai cădeau pe jos, rămâneau pe haine. Și vedeam meciurile de pe terasă. Și era perioada în care Corvinu dădea spectacol acasă, deci nu exista meci în care să nu se dea 3 goluri. Asta era targetul pe care îl impusese Mircea Lucescu. 3 goluri. Bine, dădeau de multe ori și mai multe, dar 3 goluri erau garantate. Toată lumea aștepta. Era într-adevăr spectacol de spectacol. E spectacol și de spectacol și acum dovadă că Corvinu s-a transformat într-o asociație privată în ideea că pot să găsească sponsori, să ajungă în linga întâi acolo unde le e locul. Sunt plecați corviniștii noștri în Antalya, le dorim un cantonament plăcut, fără accidentări, să vină acasă pregătiți, plin de energie și să facă spectacol în așa în continuare. Da, o să venim, dragii mei, după ce se întorc din Antalya, vă promitem noi o emisiune surpriză. Nu spunem încă despre ce este vorba, dar vom veni cu amintiri din Antalya, să spunem așa, alături de Corvinu. Îi salutăm pe băieți. Dacă le urmăriți pagina de Facebook a clubului, vedeți, deja au început să posteze despre din cantonamentul din Antalya. Dragii mei, emisiunea, după cum ați văzut, s-a cam terminat. Deja a rulat scrollul jos. Nicol, cam asta a fost 5 februarie 2024. Ne vedem lunea viitoare. Cu mare drag, ca de fiecare dată răspund cu drag invitație. Abia aștept să ne întâlnim din nou. Vă doresc toate cele bune și o zi perfectă, așa cum o vreți voi. Până mâine dimineață, dragii mei, când ne vom revedea aici la Dale Dimineții de la ora 7 fix, eu vă doresc să aveți zile cu soare în suflet. Mâine dimineață va fi o zi cu cântec. Nu întâmplător spun asta, pentru că două fete minunate, Bianca Mara și Nadia Jurca, vor fi alături de mine aici la Dale Dimineții. Ne încântă, dragii mei, ne arată ce înseamnă să faci folclor, dar să ai și spirit, să faci distracție, să aduci zâmbetul și voia bună la evenimentele din viața dumneavoastră, la cele mai frumoase evenimente, zile de naștere, botezuri, am scăpat cununiile, nunțile. Dragii mei, până mâine, când ne vom revedea aici, la Dale Dimineții, de la 7 fix, eu pot doar să vă spun simplu, vă iubesc, chiar dacă astăzi nu e nici San Valentine, nu e nici Dragobetele, cam fiecare zi, eu doar vă transmit
din iubirea mea și vă urez o zi de luni minunată și o săptămână plină de realizări.